Vai, îmi place mult această nuanță! Stai, ce fac? Profesorul nu trebuie să-mi vadă rujul. Știu ce să fac. O să mi-l aplic pe genunchi. Îl întind bine. Să înceapă distracția. Oh, nu! Am alunecat! Ok, a fost ciudat. Ce durere! Au! Ajutor! Gata, gata! Wow, atât de înțelegător! Așteaptă! Nu se miros de sânge! Iu, dezgustător! Nu e bine! Așteaptă o secundă! Ce este? Trebuie să mă uit mai atent! Exact cum mă gândeam! Ai încercat să mă păcălești! Sunt foarte dezamăgit! Știi regulile? Fără farduri! Dar e atât de nedrept! Un pic de ruș, gata, ajunge! Arăt bine! Wow! Ajutor! Mi-am pierdut echilibrul! Vai, ce-am făcut? Machiajul meu a dispărut! Uită-te la sacoul meu! Fără machiaj în clasă! Uite semnul! Vai, glumiți? Soția mi-a cumpărat acest sacou! Nu-mi vine să cred! Ce rușinos! Uită-te la tine! Du-te și sărută un pește! Ce-ai spus? Poftim! Unii oameni! Mi-a venit o idee! Trebuia să mă gândesc la asta mai devreme! E timpul să ne apucăm de treabă! Voi scoate limba! Apoi voi aplica rujul! Mă gâtilă, dar merită! Ar trebui să fie suficient! Să vedem dacă funcționează! Oh, te-ai întors! Trebuie să te scanez! Am emoții! Ești ok! Poți intra! Serios? Adică mulțumesc! Am reușit! Acum îmi voi linge buzele! Obțin un machiaj instant! Stai o secundă! E în regulă să fii invidioasă? Așa da! Cum ai reușit asta? Îți voi arăta! Doar te întrebam! Ce urât! Care-i problema ei? Oricum, mă simt grozav! Delicios! Ce faci? Wow! Pot să-mi schimb locul? Nu e sânge adevărat! Te-ai speriat! Cartofi prăjiți, delicioși! Mesteci mâncarea? Hei, auzi? Ai ceva pe față? Ce ai zis? Mai bine mă uit! Nu e ok! Mai bine rezolv asta! E timpul pentru o retușare! Nu plec niciodată de acasă fără ăsta! Vai, profesoara! Nu uitați, fără machiaj! Da, știm! Ups, m-a prins! Pleacă de aici! Era doar un ruj! E o regulă atât de stupidă! Ar trebui să mă curăț! Mult mai bine! Măcar mai am cartofi prăjiți! Stai puțin! Știu ce să fac! Da, ar putea funcționa! Voi avea nevoie din nou de rujul meu! Are culoarea perfectă! Îl voi topi! Să crească temperatura! Merge bine! Voi aduna rujul topit într-un bol! Wow, e mult! Ok, gata! Trecem la partea următoare! Voi lua un cartof prăjit! Voi face la fel și cu restul! Exact cum mi-am imaginat! Opa! Stai! Ce avem aici? O ia un cartof prăjit! Sunt din Transilvania! Așa se pare! Sunt cu ochii pe tine! Oh, te-ai întors! Mi-e foame! Vai, ce de cartofi prăjiți! Poți să iau unul? Nu! Așteaptă! Ce? Care-i faza? Nu pot să-l mănânci! Uite, e ruj! Șmecherie, nu? Profesoara habar n-are! Sunt foarte șiret și arăt minunat! Vai, trebuie să încerc asta! Ce-am spus? Poartă-te normal! Delicios! Da, cum spune ea! Crocant! Totul pare în regulă! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Oh, am ajuns la timp? Cu greu! Mă duc să mă așez! Ce mai aștepți? Aha! A fost nasol! Apropo de nasol, părul ăla a avut și zile mai bune! Cred că am o perie pe aici! Ah, slavă Domnului! Vântul e cel mai mare inamic al meu zilele astea! Jennifer! Vrei să te piepteni? Nu în clasa mea! Ha? Cum de mi-a ajuns peria acolo? Ăla e jeleu? Dar trebuie să-mi piepten părul!
Vrea să joace murdar, a? Nu poate lua mâinile. Pare incomod. Lasă-mă să te ajut. Poftim. Un caiet? Cum m-ar putea ajuta? Chiar trebuie să-ți explic totul? Ce arată ca un caiet normal e de fapt un suport grozav de pieptăn. Cu ajutorul lipiciului cald, lipește pieptănul de spirala metalică. Super! Și ești gata! E absolut genial! Și așa de simplu! Salutare, păr mătăsos! Își freacă o carte de cap? Poate că am nevoie de lentile noi. Chiar am păcălit-o! Așa da! Uneori, un retuș rapid este necesar. Trebuie să mă grăbesc! Jennifer? Citesc? Știi regulile, domnișorico? Ah, da, știu regulile. Jennifer? Nu ridica privirea, nu ridica privirea! Oh! Renunț! Nu o voi prinde niciodată! Sunt așa de plictisită! Ce păcat că nu le pot folosi pe astea! Sau pot? Știu! Ia un marker obișnuit și scoate eticheta! Chestia asta trebuie să dispară! Ia-ți rimelul preferat și pune o picătură de lipici cald aici. Apoi lipește bucata de plastic peste. Apoi pune-i și eticheta de la marker. Marker sau rimel e secretul meu, nu-i așa? Nu pot trăi fără genele mele lungi! Profesoara nici n-a observat! O treabă bine făcută! Nu-i așa că sunt drăguță? Jennifer? De unde au apărut genele alea seducătoare? Ia să vedem ce pot găsi! Nu văd nimic de machiaj! Efectiv, nu înțeleg! Puterile mele au nevoie de îmbunătățiri! Ok, un pic din asta și un strop din aia și niște magie, desigur! Ceva se întâmplă? Ce crezi că înseamnă? Nu arată bine! A dat kicks imediat! Crezi că a observat cineva ceva? Ah! Eu am observat! Chimia nu a fost niciodată punctul meu forte! Sper să nu fie permanentă chestia asta! S-a luat deja? Se holbează lumea! Se simte ciudat! Pierzi vremea! Folosește o ascuțitoare așa! Când e goală, toarnă în ea fondul tău de ten preferat! Pune capacul! Apoi pune lipici în capătul unui creion! Și lipește un burețel de machiaj pe el! Gata? Urăsc totul! Ce? E timpul pentru nițica acoperire! Serios? Ce cool e! Doar 1-2 strop și machiajul te va salva! Nici măcar nu am nevoie de oglindă! Deci, cum arată acum? Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Se uită profa? E cu fața la tablă! Acum e șansa mea! Cu grijă! Nu vreau să-i atrag atenția! Stai puțin! Te credeai așa isteață? E timpul să se termine treaba asta! Bună! Da, eu sunt! Știi regulile? Bine, uitați rujul! Nimeni nu poate scăpa nedetectat! Rujul ăla era și nou-nouț!
Hei, creionul ăla mi-a dat o idee grozavă! Da, clar pot să o fac! Întâi și întâi trebuie să scot radiera asta. Acum o să pun un pai în capătul creionului. Trebuie să tai excesul. Acum îmi trebuie niște ruj. O să-l încălzesc în lingură ca să se topească. Fiind lichid, îl pot turna în forma făcută din pai. Cu grijă, nu vreau să vărs deloc. Și gata! S-a uscat, deci pot să scot paiul. A mers! Am o gumă de șters din ruj pe creionul meu. Ha? Ce se întâmplă acolo? Rosie, ăla-i machiaj? Ah, nu, doamna! E doar creionul meu! Mă bucur să aud asta! Să vedem! Unde se pune ăsta? Fix acolo! Perfect! Totul e la locul lui! Hei! Pst! Ia uite-te la asta! Wow! Ce de farduri! Și organizate perfect! Super impresionant! Stai totuși! Hai să-ți arăt ceva! Unde au dispărut? Ți-am găsit micuțul aranjament din farduri! Știi regulile? Nu sunt permise! Hei! Capul sus! Stai să-ți arăt trucul meu! Întâi mi-am luat paleta de farduri și apoi un bețișor de urechi. Am ales o culoare și am început să-l tamponez. Am folosit un bețișor de urechi pentru fiecare culoare. M-am asigurat că se prind bine fardurile acolo și apoi le-am pus în cutiuța mea. Voila! O paletă întreagă de farduri pe bețișoare de urechi. Acum pot folosi orice fard de urgență care îmi trebuie. Și am un întreg curcubeu de culori la dispoziția mea. Wow! Ador combinația asta de culori! Mersi mult! Și ea i-a spus că va avea nevoie de un însoțitor pentru bal. Cartea asta e așa de plictisitoare. Tatălui? Nu se poate! Profa noastră a dormit! Nu vreau cretaia! Da, doarme dusă! Acum e șansa mea să mă machiez! Doar un mic retuș! Ah, am prins-o! Ha, de ce e brusc o prezență amenințătoare în spatele meu? Ah! Salutare! Dă-mi fardurile alea! Of, mă enervează așa de tare! E nasol când îți confiscă machiajul, dar uite! Eu am un secret! Exact! Sucul meu e o pudră! Am luat un suc gol și l-am întors invers. Apoi am pus niște lipici pe fundul lui. Perfect! Urmează pudra aleasă! Am pus-o pe lipici și am așteptat să se usuce. Voila! Machiaj ascuns sub pahar! Am pus și capacul ca să pară cât mai autentic. Dar n-am terminat! La ce e bună o pudră fără o pensulă? Am tăiat un pai pe lateral și apoi am băgat o pensulă prin el. Apoi am pus încă un pai ca să o ascund mai bine. După asta era gata să fie băgată prin capac. Wow, e incredibil! Pensula iese imediat când am nevoie de ea. E timpul să-mi termin retușul. Stai puțin! Ce se întâmplă acolo? Ia să mă uit mai bine. Băuturile sunt permise aici. Da! Simt că viziunea mea artistică iese la iveală. E treabă grea. Trebuie să mă răcoresc. Uf, ce dificil a fost! Dar acum e mult mai bine. Stai! Ce-i asta? Oh, nu! Cred că e rujul meu. Probabil că s-a luat. La naiba! Psst! Hei, aici! Psst! Psst! Ce-i zgomotul ăla? Mi s-a șters tot rujul! Ah, asta-i tot? Te rezolv eu! Poftim! Am luat un recipient gol de vopsea. L-am umplut cu gel transparent ca vaselina și culoarea dorită. Apoi le-am combinat. A fost gata după ce s-a amestecat totul bine. Ca să-l folosesc, am nevoie de o pensulă de pictură, un moinițel și apoi mă dau pe buze. Și uite, așa am făcut luciu de buze colorat! Oh, wow, arată grozav! Și când e uscat, trebuie doar să-l decojești.
Vezi? Buzele tale încă sunt colorate. E un ruj de tip lip stain. O să dureze toată ziua. Și nici nu mai trebuie să-ți faci griji că o să se șteargă. Ești efectiv un geniu! Mersi! Acum mă întorc la pictura. Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave. Sper că n-am întârziat. Domnișoară, fără machiaj la ore. Of, bine, nu mi-a luat decât o oră să mă machiez. Gata, m-am demachiat. Ce-am ratat? Cine-i aia? Tu ești, te-ai prins? Eu? Atât de rău arăt? O să-mi folosesc ingeniozitatea. Nu e nimic interesant aici. Nu pot să stau așa, nemachiată. Paleta asta de acuarele seamănă cu una de farduri. Ai nevoie rapid de farduri. Scoate acuarelele și înlocuiește-le cu farduri. O să le fac imediat să arate ca niște acuarele. După ce ai pus toate culorile în paletă, adaugă câteva picături de apă. Amestecă totul bine. Acum e cremos. Pare a fi o paletă normală de acuarele, dar e plină de fardurile tale preferate. Rozul e mereu o alegere bună. Apoi un strop de auriu. Parcă-s culorile apusului. Ia, desenează-mă acum. Nu mai fi așa șocat. Pictez aici, nu fac altceva. Ha? Ha? Ciu! Cine mi-a dat mesaj? Brian vine în vizită? Nu! Arăt ca moartea în vacanță! Nu mă poate vedea așa! Domnișoara Lily! Ăla e un rimel cumva? Nu? Fără produse de machiaj în spital! Astea-s regulile! Dar am nevoie de rimel! De fapt, ai nevoie de odihnă! Nu plânge! Nu știu cum să reacționez când văd o fată plângând. Asta o să te înveselească. Fiu, a plecat? Nu mi-a luat și ăsta. Dar o să mi-l confiște dacă mă prinde. Sau poate... Ai la îndemână o jucărie puppet. Mai întâi încălzește un ruj. Apoi lasă-l să picure într-o gaură. Umple cât de multe găuri vrei. Așa, aproape am terminat. Apoi, după ce s-a întărit, îl poți folosi. Deja arăt mai bine. Nu uita de reguli. Mă jucam, domnule doctor. Hai, intră. Ce tip ciudat. Îți stă bine, bolnavă. Mulțumesc. Ce plictisitoare e ora asta. Ciudat, nu întârzie niciodată. Am găsit un loc lângă Brian? Trebuie să mă mai dau cu niște ruj. Ruj? Nu cred. Ce regulă idiotă! Și abia-l cumpărasem. Sigur am ceva care mă poate ajuta pe aici. Nu vreau să mă prindă iar. Hei, pot să-mi împrumut creionul ăsta? Mersi! Ai un creion și un ruj? Mai întâi scoate rujul, topindu-l cu ajutorul unei flăcări. Vezi? Funcționează! Acum, ocupă-te de guma creionului. Scoate-o și încălzește-o cu un tub de plastic. Apoi, toarnă cu atenție niște ruj lichid. Da, până sus! Seamănă cu o gumă de șters, vezi? Ce idee genială! Acum pot să mă rujez fără probleme! În sfârșit mă simt mai bine! Dar de ce să mă ocup doar de buze? N-am terminat încă! Trebuie doar să știi niște trucuri! Deci? Wow, strălucește azi! Ar trebui să ne vedem mai târziu! Mă sunt tu? Sigur!
Pentru multe fete, să fie machiată e ca și cum ar avea superputeri. Dar ce se întâmplă când rămân fără ele? Serios? Unele reguli sunt făcute să fie încălcate. Ha? Suntem niște fete banale! Ce se întâmplă? Salutare, fetelor! Asta e o zonă fără machiaj! Ați înțeles? Știam eu că trebuia să ne dă bolnave azi! O altă zi glorioasă de luni! Betty, bijuteria aia strălucitoare! Vai, vai, e nouă! Mințele strălucite gândesc la fel! Ok, a fost cam ciudat! Bella, uite-te aici! E doar o deghizare! Vezi? E balsam de buze! Machiajul e interzis, îți amintești? E genial! Vrei să-ți faci și tu unul? Tai o bucată din rujul tău preferat! Acum topește-l complet! Apoi pune-l într-un mic recipient! Ce cremos e! Nu uita de capac! Acum ia un medalion mare ca ăsta! Pune niște lipici cald pe spate! Apoi lipește recipientul până nu se usucă! Șmecher, nu? Ce simplu! Eu urmez! Ce se întâmplă acolo? Suntem suflete conectate! Ce subtil! Următoarea lecție e foarte! Bella se dă cu luciu de buze? În mijlocul orei mele? Trebuie să opresc treaba asta! Perfect! Și restul? Of, bine! Mi s-o fi furișat în buzunar! Și? Se pare că m-ați prins-o! Astea sunt toate lucrurile mele, ok? Aproape că uitasem de asta! Sunteți mulțumită? Normal că da! Oh. Și tu, Betty? Strecori ceva farduri zilele astea? Cine? Eu? Am doar chestiile astea! Ce elevă bună! Și acum, înapoi la lecție! Noroc că profa nu s-a uitat prea atent! Ar fi văzut că, de fapt, creioanele mele colorate erau produse de machiaj deghizate! Ce fel de creioane sunt alea? Ca să le faci pe astea, folosește un cuțit ca să tai ambalajul. Scoate creionul colorat și bagă-ți acolo creionul preferat de machiaj. Apoi folosește lipici transparent ca să sigilezi ambalajul. Rapid, până nu se usucă! Tare! Încă un pas! Nu poți să lași lemnul la vedere? Apoi bagă-l înapoi în cutie. Trucul ăsta e genial! Fetelor! Doar luăm notițe, vedeți? Oh, foarte bine atunci! O nouă zi, o nouă pictură! E chiar distractiv! Eu pictez cu alt fel de materiale! Ce faci acolo? E retușul meu de după amiază! Nu, n-ai voie să faci asta! Serios? Bine, nu mai contează! Le-am aruncat, bine? Ce reguli stupide! Nici măcar nu se mai uită! Măcar mă pot da cu ruj! Ce nuanță perfectă! Naomi, oprește-te! Îl aruncam și pe asta, domnule! Acum e bine? Scuze! Stai puțin! Pot folosi alte materiale! Ia să vedem ce aș putea face! O să folosesc rechizitele astea! Ia să vedem! Fac mai multă mizerie decât credeam! Ok, vă place steluța mea? Dar n-am terminat încă! Am nevoie de puțin lipici! Gata! Acum o să funcționeze ca o mini-ștampilă! Dar pentru față... Și pe obrazul celălalt! Așa! I s-o fi terminat hârtia? Poftim! Nu vine să cred ce văd! Sunt super drăguțe, nu-i așa? Ia să vedem ce fată îndrăznește să furișeze machiaj la ore azi!
Nu, nu, în niciun caz! Dar e doar niște pudră! Nu știi să citești? Bine! Ce de bijuterie are! Interesant! Pot să-mi fac și eu produsele de machiaj să semene cu bijuterii. Adaugă ștrasuri peste cutia cu pudră folosind lipici fierbinte. Poți lipi oricât de multe vrei. Apoi adaugă lipici fierbinte pe o brățară și lipește cutia cu pudră deasupra. E gata! Pot să intru? Ia să vedem! Nu am niciun produs de machiaj. Păi, ok, pot intra. Mersi! A funcționat perfect! Am nevoie de pudră, am transpirat. Iu, am păcălit-o! Iu, am învățat o minte! Până acum, proiectul ăsta iese chiar bine! Încetişor! Eu mă concentrez pe unghii. Mi-aș dori să fiu manicuristă. Ce de culori! Super! Cred că am terminat! Oh, mulțumesc mult! Ce mult îmi place cum miros banii! Wow! Hm? Ce face Naomi acolo? Dă-mi coace! Poftim? N-ai voie cu așa ceva, deci dă-mi coace! Poftim? Ah, ok, bine, poftim! Hei, uite un cutter! O să împrumut asta puțin. Fă o gaură într-o pilă de unghii cu un perforator pentru hârtie. Acum urmează pasul următor. Scoate capătul de plastic al unui cutter și prinde pila de unghii de el. Apoi introdu-o în cutter. Super simplu! Ok, acum îmi pot continua treaba. Nici măcar nu seamănă cu o pilă de unghii. Poftim? Și profesoara? Hei! Poftim? Naomi șpilește iar unghiile? Oprește-te imediat! Tăiam ceva aici! Foarte bine! A fost cât pe ce? Vezi asta? În niciun caz! Paleta asta de farduri o calc în picioare! Nu ai voie cu produse de machiaj! Ah, vine cineva! Pare a fi importantă! Ne dai un autograf, te rog! Locul pare sigur! Nu văd nicio amenințare! Nu cred! Ce tare e! E extraordinar! Ce se întâmplă? Am detectat o amenințare! Stai, stai, stai! Stai puțin! Nu e ceea ce pare! Amenințarea este neutralizată! În sfârșit! Oh, nu pot să cred că trebuie să pășesc peste persoana asta! Unde a dispărut? Vreau un autograf! Vă mulțumesc că sunteți aici! Sunteți cei mai tari! Vă trimit o sărutare fiecăruia! Poftim? Oh, nu! Mi s-a luat rujul! Nu-mi place să nu fiu dată cu ruj! Bine că am un plan secret! O să scot capacul microfonului! Am un ruj ascuns în el! Acum o să mă rujez din nou! Perfect! Cred că ajunge! Și acum să-mi continui concertul! Asta e melodia mea preferată momentan! Și-a pățit lumina? Sunt cumva în pericol? Hei! Ce-i aia? Cine e acolo? Hai! Ești gata de distracție? Da! Nu cred! Ador trupa Fury Guitars! Ce tare! Ce mult îmi place jocul ăsta! Yuhu! Cânt alături de chitarista mea preferată! Mai atentă la mine? Nu! O să mă duc în direcția asta atunci! Stai! Unde a dispărut? Of! A funcționat! Ce ușor a fost! Și acum să-mi scot produsele de machiaj! O să-mi împrospătez luciul de buze!
Și acum să cântăm! Of, ce plictisitor e jobul ăsta câteodată! Ah, vine cineva! Ia să vedem! Știi regulile? Nu ai voie cu produse de machiaj! Poftim? Eu? Ah, nu, n-am produse de machiaj la mine! Păi, nu pot să te cred pe cuvânt! Rucsacul meu? Ah, sigur, îl poți verifica! Ia să vedem! Stai puțin! Cine te crezi? Dă-le încoace pe toate! Imediat! Ah, sigur! Te referi la ăsta? E jurnalul meu! Și ăsta-i telefonul! Și asta! Asta e o trusă de farduri pe care încercai să o furișezi! Ok, îmi pare rău! O să le iau de aici! La naiba! Nu vine să cred că m-a prins! Stai puțin! Jurnalul! Asta e soluția! O să încep prin a tăia o secțiune din mijlocul paginilor! Perfect! Fix așa! Un dreptunghi încăpător! Acum trebuie să scot toate paginile! Apoi am nevoie de niște material frumos! Materialul ăsta strălucitor e fix ce trebuie! Acum pot să-mi pun produsele de machiaj în jurnal! Gata! Acum o să-l închid! Acum că am intrat, pot să-mi scot produsele de machiaj ascunse! O să mă aranjez puțin și apoi o să continui dansul! Ce se întâmplă în fața cozii? Oh, nu! Are un semn! Un semn care interzice produsele de machiaj! Dar am produse de machiaj la mine! Sclipiciul ăsta! Trebuie să rezolv cumva situația! Stai! Pot să-l ascund în rochie! Ah, corect! E o rochie! Nu avea cum să funcționeze! Am nevoie de altă soluție! Bună! Am un bilet! Văd, dar ascuns cumva și produse de machiaj? Ia să vedem! Ok, nu văd nimic! Poți intra, e totul în regulă! Ce tare e muzica din clubul ăsta! Mă vede cineva? Nu? E timpul să-mi aranjez machiajul! O să-mi scot un pantof! Apoi o să scot capacul de pe toc! Voila! Și acum vine sclipiciul! O să pun puțin pe ambii obraji! Excelent! Ador look-ul ăsta! Sclipiciul auriu e cel mai tare! Sclipici pentru toată lumea! Puteți să-mi verificați ghiozdanul! Ia să văd! Bun, ești ok, intră! Stai pe loc! Stai să te verific! Oh, ce-i aia? Cod roșu! Avem o situație! Luați-l de aici! A încercat să furișeze machiajul ăla de pe obrazul lui la ore! Bună! Acum machiajul meu! Trebuie să-mi retușez rujul! L-am folosit ca să pup obrazul ăla drăguț! Ah, mult mai bine! Hei, ce zici? Arată bine! De unde l-ai luat? Ta-da! Pantof cu ruj! Poftim, testează-l! Bun, e timpul pentru machiaj! Wow, ce culoare! E perfectă! Ok, e gata! O facem! Da, chiar a mers! Și a mea a mers! Suntem așa drăguțe! Bate palma! Oh, wow! Aproape că uitasem! Trebuie să le pun pe astea în cutie! Ah! Iu, scannerul nu s-a declanșat! Ha! Am o idee mai bună! O să o ascund! Perfect! Imposibil să o găsească scannerul! Oh, nu! M-a prins! Salutare, doamnă! Care-i problema? Oh, sunt nevinovată, vă zic! Nu pot să cred! Ah, clar nu vreau să se întâmple asta!
Poate merge să fac ceva. O să pun bucata asta de bandă adezivă pe husa telefonului meu. Bun, acum îi scot folia. E timpul să-mi pun trusa de farduri. Potrivire perfectă! Bun, o să-mi pun telefonul în cutie. Da, nu a pornit? Ce-i chestia asta de pe husă? Vedeți? E ca să ții telefonul mai ușor. Oh, bine atunci, e un loc. Povestea asta e haioasă! Ok, trebuie să închid. Te sun eu mai târziu. Scârbos! Ecranul telefonului meu e un dezastru! Și fața mea e și ea distrusă! Gata! Trebuie să remediez situația! Iu! Apropo de scârboșenii! Nu se uită nimeni! Trebuie să merg mai departe! Ok, unde era? Știu că e pe aici pe undeva! Am găsit-o! Am nevoie de frunza asta! Am fost așa isteață să ascund planta asta pentru machiaj! Nici n-a fost greu să fac! Am luat un ghiveci și am pus burete floral. Apoi am pus un suport și l-am acoperit cu plastic. Perfect! Uite așa! Și acum fondul ăla de ten. Am pus pudra peste inelul de plastic. Vreau suficientă cât să-l acopere. Bun! Apoi am nevoie de frunze și de dragul meu pistol de lipit. O să pun niște lipici pe spatele frunzei. Acum pot atașa burețelul de machiaj. Bun! Se pare că e timpul să plantez planta asta falsă. Intră în gaură și sunt gata! Acum pot să-mi folosesc planta cu machiajul de urgență. Trebuie să retușez ce a stricat telefonul. Mult mai bine! Ah, vine profa! Stai puțin! Ce se întâmplă acolo? Ah, doar examinam planta asta! Bine, mă bucur atunci! Dezastru al machiajului evitat! Tu folosești fond de ten? Cât de mult? Pentru că mie îmi place foarte mult! De fapt, aș putea nota în fond de ten! Serios acum, știi că procesul în sine e mai neplăcut decât rezultatul final! Să nu uit de buze! Și acum trebuie să omogenizez totul! Arăt superb, nu-i așa? Păcat că nu am voie cu machiaj aici! Ia uite, o piscină goală! Dar trebuie să trec de paznic! Bună ziua! Vreau să not în piscină, domnule! Atunci trebuie să scap de toate produsele alea de machiaj! Dispar! Serios? Ce rapid m-a dezumflat! De ce nu pot avea farduri la mine? Nu le pot arunca la gunoi! O să le ascund! Problema rezolvată! Ia să vedem! Acum pot să intru? Cred că pot intra! Mersi mult! Crezi că nu văd bine? Nu ai voie cu produse de machiaj! Oh. Ok, acum sunt gata să not! Da? Ce ai acolo? Doar câteva produse esențiale! Vezi? Ce naiba? Ah, și vâsla mea preferată! Oare am nevoie de ochelari noi? Și nu plec nicăieri fără ăsta! Ok, cred că poți intra! Mersi! În sfârșit! Credeam că nu o să mai trec niciodată! Bine că am voie să intru cu pistolul cu apă! Trebuie să mă dau iar cu fond de ten! Coșurile astea nu se acoperă singure! Mult mai bine! Ce se întâmplă acolo? Nu ai voie cu produse de machiaj! Vino înapoi! Aoleu! N-am văzut nimic! Apoi le înmulțiți! Ce faci acolo? Nu mi-am mai verificat telefonul de mult timp! Un mesaj de la Naomi! O petrecere? Serios? Da! Vii? Clar! Trebuie să-mi aranjez machiajul! O să încep cu fardul de ochi! Ce faci acolo? Știi regulile, domnișorică! Fără farduri la ore! Poftim? Ce regulă-i toată?
Oh, ce nasol! Știu! Folosește calculatorul meu special! De ce? Ai încredere în mine! Ok! Wow! E genial! Vino încoace! Ce e? Nu cred! Acoperă paleta de machiaj cu o bucată de hârtie gumată. Vezi bucățelele astea mici? Vor ține loc de butoane! Trebuie să mai fac doar ecranul! Și am terminat! Ia să-l testez puțin! Ce culori frumoase are! Hei! N-ai fost atentă la ce ți-am spus? Vă deranjează calculatorul meu? Asta e acolo? Ok! Ce spuneam? A funcționat! Da, și el mi-a zis... Nu, hai să vedem alt film! Ce se întâmplă acolo? Hei, nu ai voie cu farduri! Nu știi să citești? Serios? E doar un ruj! Nu mai contează! Ce prostie! Stai! Am o idee! Hei, ține-ți rujul aici! Ți se potrivește nuanța asta? Așa te poți da cu el fără să te vadă nimeni! Cum ai făcut asta? În primul rând, taie vârful unei umbrele. Poate să dureze ceva timp. Dar înainte de a pune rujul în vârf, adaugă niște lipici fierbinte aici. Apoi lipește-l fix în vârf. Pot să încerc și eu? Pare că ai o umbrelă în mâini. Ce truc simplu! Acum hai să stăm în continuare la umbră. Era cât pe ce să întârzi! Dar ți-ai amintit să aduci un prieten! Despre ce vorbește? Chestia aia o să pocnească! Ha? Nu poate fi de bine! Oh, nu! Chestia asta e cât China! Am nevoie de mult fond de ten pentru asta! Ăla e machiaj? Profa! Taci! Am nevoie de ăsta! Taci din gură, te rog! Termină! Ce-ai cu toată zarva aia? Of, doamne! Nu e așa de rău, nu? Cine urmează? Eu! Știu! Nimeni? Aici! Ok, haide! Ce are fata aia? Stai, știu! Vrei să-ți ascunzi fondul de ten? Scoate capacul de la o ascuțitoare. Apoi toarnă machiajul înăuntru. Apoi ia un baton de lipici. Scoate-i capacul și folosește un cuțit ca să-l scoți. Când recipientul e gol, bagă-ți acolo burețelul de machiaj preferat. Exact ce-mi trebuia! Ia-ți adio, coșurât! Trebuie să fiu rapidă! Sper să poată să-l ascundă de tot! Am reușit! Așa, frumos! Nu-i nimic de văzut aici? Unde ți-a dispărut coșul? Tu și imaginația ta! Dar aveai? Unde sunt produsele de machiaj? Poate că am nevoie de ochelari noi! Ora asta putea să fie mai plictisitoare de atât! Ce-ai aia? Regulile sunt reguli! Tocmai v-ați ales un test! Ta-dam! Of, cred asta mi-o sucă mâinile! Uită-te la ele! Am cremă de mâini! Sunt prea ipocrită? Așa! Cât tupeu! Chiar îmi folosește loțiunea? Oh, nu! Nu-i de bine! Rușine! Trebuie să fiți pedepsită! Vă rog, sunt și eu om! Clar nu merită! Sau aș putea să fiu și reată! Cum de nu m-am gândit la asta? Ai o sticlă de lipici? Varsă-i tot conținutul! Nu se uită nimeni la mine, nu? Și acum ingredientul secret! Crema de mâini seamănă mult cu lipiciul!
Și ești gata! Ce truc genial! Mâinile mele nu vor mai fi uscate! Oh, ce bine e! Bella? Ăla de pe mâinile ei e lipici? Oh, ce moi sunt! E timpul pentru a doua rundă! Oficial a luat o raznă? Totul e ok! Calea e liberă? E timpul pentru farduri! Mă scuzați! Știți regulile? Dă-o încoace! Înapoi la treabă! Oh! Psst, psst! Arată ca acuarelele, nu? Înlocuiește acuarelele cu fardurile! Au aceeași dimensiune, vezi? Nimeni nu va bănui nimic! Doar cu o pensulă poți face lucruri super distractive! Vezi? Incredibil! Gata! Poftim! Încearcă-le și tu! Ba bine că nu! Sunt ocupate să-și bea ceaiul! Nici nu ne văd! E timpul pentru o răzbunare serioasă! Ah! Ce? Sunt răpusă! Huh? Oh! A mers! E timpul pentru transformare! Ce s-a întâmplat? Și ce purtam? Oh, Doamne! Ah! Rochia aia chiar vine ca o mănușă! Și pantofii? Cred că aș putea să mă obișnuiesc cu asta! Și tu? Eu? Da, parcă nu e așa de rău! Ok, vremurile se schimbă, oameni buni! Woohoo! Vedem clar acum! Oh, se pare că n-au auzit niciodată de lentile de contact! Ia să vedem dacă încerci să furișezi un produs de machiaj! Știam eu! Pastă corectoare? O poți păstra pe aia, dar oja e interzisă! Haide, pleacă de aici! E așa de rea! Stai puțin, cred că am o idee! Da, cred că ar putea merge! Ok, o să desfac pasta corectoare și o să o vărs în bolul ăsta! Îl pun deoparte! Și acum să iau oja! O să o torn cu grijă în sticluța de pastă corectoare! Așa, chiar îmi place culoarea asta! Cred că ajunge! Acum o să pun la loc aplicatorul! Gata, am terminat! Imposibil să observe! Hei, ce mai faci? Acum e șansa mea! E timpul să-mi fac unghiile! Da, aveam dreptate cu nuanța asta! Wow, de unde ai luat aia? Am furișat-o! Ce e mirosul ăla? E doar pastă corectoare! Spațiul e vast! Ah, ar trebui să-mi verific machiajul! Profesorul e chiar acolo! O să-ți confiște orice produs de machiaj ai! De parcă poate să vadă ceva cu ochelarii ăia! Ce e aia? Sunt farduri? Stai să-mi curăț ochelarii! Chiar sunt farduri! Nu e permis! Să aducă farduri la ora mea! Tu, elevo! Produsele de machiaj sunt interzise la ora asta! O să le iau eu pe astea și tu trebuie să pleci! Incredibil! Fie! Am avertizat-o! Oh, nu pot să cred! Profesorul secolului? Da, sigur, poate de vârsta unui secol! E timpul să-l învăț minte!
Îi place asta? Cred că mi-a venit o idee genială! O să iau carioca asta și o să-i scot capătul. Apoi o să folosesc penseta ca să scot cerneala. Și acum o să pun capacul din spate la loc. Și apoi o să scot și vârful cariocii. Îl trag afară. Acum îmi trebuie luciul de buze și un castronel. O să-l vărs pe tot acolo. Apoi o să folosesc o seringă ca să iau puțin din el. Cred că ajunge. Acum o să-l pun în cariocă. Așa, gata! Urmează aplicatorul. O să-l rup. Ce bine că am sticluța asta de lipici pentru unghii. O să pictez capătul rupt. Ok, lipiciul e pregătit. Acum o să-l prind în capacul cariocii. Gata, s-a uscat. Îl pot băga în tub. O să-mi folosesc luciul de buze. Ador cum miroase. Ce faci? Iar o să intri în bucluc? Ha? Ce se întâmplă acolo? Ah, asta e doar o cariocă, domnule. Sigur e permisă la oră? Da, da. Ce bine că nu e nimeni pe aici. Avem nevoie de asta. Hei, sunt aici. Fix la timp. Bagă boticul acolo. Nu te mișca. Uimitor! Cum arăt? Superbă! Mă simt mai bine. Ce regulă stupidă! Nu mai avem nevoie de chestia asta. Fiți atențele, vi-o să dați test din astea. Urăsc ora de mate. Profesoara e ocupată. Acum e șansa mea. Unde o fi? Matematica e atât de palpitantă. Haide. L-am găsit. Ashley? Uh-oh. Da? Ce faci? Eu? Nimic. Sunt cu ochii pe tine. Iu, a fost cât pe ce? Trebuie să fiu rapidă. Nu, nu e ăsta. Aha! Nimeni nu bănuiește nimic. Ashley? Mâinile pe bancă! Gata, mulțumită? Gata cu prostiile! Wow, e morocănoasă! Dar nu a zis nimic de picioarele mele. Mă bucur că fac yoga. Aproape am ajuns. E dificil. Oh, nu. Iar, Ashley? Continuați. Ok. Cât pe ce? Dar măcar mi-am luat produsul de machiaj. Stai puțin, penarul ăsta mi-a dat o idee. S-ar putea să meargă. Scoate capacul și creioanele din penar. Pune lipici pe vârful unui creion mic. Și apoi pune creionul pe capac. Fă la fel cu mai multe creioane. Continuă până când capacul e plin. Apoi bagă-ți fardurile în penar. Alegeți produsele esențiale. Apoi pune la loc capacul. Propriul meu portfard pentru la școală. Și nimeni nu o să știe. Hei, ales un fardur? Am tot ce-mi trebuie aici. Fix ce-mi trebuia pentru un retuș rapid. Super isteț, nu-i așa? Îmi place la nebunie ideea asta. Am fost la cumpărături și mi-am luat cele mai drăguțe farduri de ochi. Sunt atât de invidioasă. Vrei să le vezi? Uite, sunt cele mai tari. Ador culorile. Aș fi vrut să am și eu unele așa. Poți să le folosești și tu. Mersi. Bună ziua, domnule. Fetelor, ați întârziat la oră. Fără farduri? S-a întâmplat ceva, fetelor? Nu, absolut nimic. Ce ai la spate? Doar mâna. Ceva nu e în regulă. Arată-mi. Nu, n-am nimic la spate. Dă-mi ce ai. Bine, fardurile mele. Ashley, dă-le drumul. Dar sunt ale mele. Oameni buni, ce situație jenantă. Tu, intră în clasă. Scuze. Dă-le drumul, Ashley. Bun, nu-i atent. Ce copil e.
Ca să-ți păstrezi în siguranță paleta de farduri de ochi, trebuie să iei o carte. Folosește o foarfecă pentru a face o gaură în carte. Ai grijă să aibă forma paletei tale de farduri. Apoi lipește pătrățelele cu farduri de ochi pe pagină. Uite așa! Pune și niște decorațiuni pentru o notă personală și ca să camuflezi fardurile. Acum ești pregătită să mergi la ore. Stai pe loc! Îmbâte-te! N-ai farduri? Bun, poți intra! Grozav! Adică, ok. Hei! Ești ok? Sunt super! Wow! Știu, îmi mai trebuie o pensulă și acum pot să mă machiez. Cine ar fi crezut că manualele pot fi atât de utile? Arăți uimitor! Vrei să-mi citești cartea? Salutare, elevi! Țineți minte regulile? Fără machiaj? Da, ține minte! Dar regulile sunt făcute ca să fie încălcate! Ups! Când forțezi nițel regulile, creativitatea este extrem de importantă. Doar un plus rapid de culoare. Al meu miroase a fructe de pădure! Șmecher, nu? Ai dreptate! Unicornii drăguți lovesc iar! Scuză-mă, domnișoară! Puneți cosmeticele în cutie! Ah, n-am farduri, doamnă! Ah, serios? O să decid eu asta! Nu! Trebuie să nu pierd controlul! Ah, are propria ei minte! Nu, nu ghiozdanul meu! Se pare că am pierdut controlul. Nu pot să cred că m-am lăsat păcălită. Puh, de ce avem cea mai strictă profă din lume? M-ai trădat! Cum pot să mai am eu încredere în tine? Hei, nu plânge! Am soluția chiar aici. Dacă trebuie să-ți ascunzi machiajul, deghizează-l. Dacă nu se mai vede lemnul, creioanele astea arată ca unele colorate. Nu se vede diferența, așa-i? Intrați în cutie! Trebuie să-ți retușezi rapid tușul? Rapid, până nu ne vede profa! O să adori treaba asta! Chiar ți-a ieșit lucrul ăsta, Annie? Fetelor, ce se întâmplă acolo? Colorăm! Nu-i nimic de văzut! Ah, serios? Ia să le văd pe alea! Și uite-le! Ceva e diferit! Ne-a prins! Nu vreau să fac detenție! Au gust de creioane colorate! Iuh, putea să iasă rău de tot! Oh, abia am mai puține ochii deschiși! Ora asta e ca melatonina verbală! Cât timp am dormit? A mai rămas jumătate de oră. Să fii creativ e greu când ești adormit. Oh, nu se poate! Tocmai a intrat Kevin! Fața aia mereu mă va trezi. Îmi stă bine părul? Ah, arăt ca moartea! Annie, Annie! Vorbești cu mine? Credeam că mi-am auzit numele. Cum de arăți așa fabulos? Și nu-i nimic de machiat la vedere. Ok, ce se întâmplă? E totul aici! E far de ochi secret! Ia o radieră obișnuită și desenează un dreptunghi pe ea. Acum scobește secțiunea aia și puneți acolo fardul preferat. Bagă-l acolo și apoi nivelează-l. Și pune-i la loc ambalajul. Ce bine că mi-am adus pensula! Doar un pic face minuni! Drăguț, nu? Nu mai par adormită! Acum ascunde la loc! Viclean! Bună, crezi că poți? Wow, ce ochi frumoși ai! Cei mai frumoși pe care i-am văzut! Știu! Ah, wow, Kevin e îndrăgostit de mine!
Of, de ce întârzi atât de mult? Hei, phew, scuze de întârziere! Cu ce ești îmbrăcată? Și nu ești machiată deloc! O să mă acopăr cu gluga! Serios? Nu o să poți face asta! Hai să mergem și să ne distrăm! Bună ziua! Două bilete! Mersi! Oh, wow! Aoleu! Pai, puteți intra! Hei, ce club tare, nu-i așa? Nu mai fi tristă! Te ajut imediat! Uite ce-am făcut înainte să plecăm! Am mărunțit niște fard într-un bol. Apoi l-am stropit cu dezinfectant pentru mâini. După ce am pus suficientă soluție, le-am amestecat până am obținut un amestec omogen. Asta a fost tot! Apoi am luat o pensulă de machiaj și mi-am făcut unghiile cu amestecul obținut, ca și cum aș fi folosit o ojă de unghii. Chiar îmi place culoarea obținută! Ok, ești gata? O să-ți frec pleoapele cu unghia! Wow! Ce bine-ți stă cu rozul ăsta! Hai să dansăm! O să-mi bag restul produselor de machiaj în hanorac! Bună! Vreau să intru! Am un bilet! Stai puțin! Mâinile sus, te rog! Ah, ok! Ce de farduri! Eram sigură! Avem reguli stricte pentru produsele de machiaj! Ok, bine, am înțeles! Mă întorc imediat! Au! Nu trebuie să mai agit atâta semnul ăsta! Ok, o să-mi lipesc produsele de machiaj de mână și apoi o să-mi învelesc în bandaje! Știi ce? O să fac treaba până la capăt! Crede că mă poate împiedica să intru cu farduri la mine? Să o creadă ea! Gata! Arăt destul de bine! Bună! Uite biletul! Mersi! Poți intra! Da! Am reușit să intru! Hei! Ce naiba? Fii atentă pe unde mergi! Bun, mă vede cineva? Nu? Atunci pot să-mi aranjez machiajul! Perfect! Acum mă pot distra toată noaptea! Cât de lungă e coada asta? Oh, nu! Nu am timp să-mi termin machiajul! Bun, următoarea! E în regulă, intră! Următoarea! Oh, nu! Chiar că oh, nu! Trebuie să te învăț minte și să folosesc asta! Ups! Nu asta! Am greșit! Am vrut să spun asta! Oh, ce ursuleț simpatic! Poftim? Ah, la naiba! Nu mă refeream la ursulețul ăsta! Asta! Voiam să-ți arăt semnul ăsta! Nu ai voie cu produse de machiaj! Dar nu mi-am terminat de machiat celălalt ochi! Ce mă fac? Stai puțin! Mă întorc imediat! Bună! Ok, acum sunt gata să intru! Mai întâi trebuie să treci de mine! Ia să te analizez atent! Vai de mine! Ce atent mă analizează! Ok, totul pare în regulă! Poți să intri! Da! Am intrat în sfârșit! Am păcălit-o! Bun, acum îmi pot da jos cercelul și îmi pot termina de machiat și celălalt ochi! Mult mai bine! Acum mă pot distra toată noaptea! Te-ai plictisit la baie? Dacă ai niște ruj la îndemână, acest truc de pe TikTok ar trebui să-ți dea ocupație! Adevărul e că trucul ăsta merită așteptarea! După ce e toată colorată, e timpul pentru un pic de apă! Tot nu ești impresionat? Poate ai nevoie de o nouă perspectivă! Gata! Așa mai merge! Mai ești plictisit acum? Cât de cool e chestia asta! Ce mai faci, amice? Ascultăm ceva? Ah, e super! Dă-mi și mie! Ritmul ăsta e de bază! Colorăm nițel sesiunea asta de ascultare? Wow, mă bag! Pe locuri? Fiți gata? Ah, unde e o oglindă? Acolo! Să facem! Ha!
Am înșfăcat-o. Acuși o să am buzele negre. Aproape. Da, Jake, te descurci. Nu! Nu te supăra, domnule. Te-a prins. Renunță, Jake, renunță. Profa tocmai a intrat. Nu v-am văzut acolo. Știi regulile? Exact. Nu! Ce să fac cu asta? Cred că pot să meșteresc ceva. Ai un produs de machiaj de ascuns? Schimbă-i forma. Pune-l pe asta ca să se topească. N-ar trebui să dureze prea mult. Arată interesant, nu-i așa? După ce s-a topit complet, folosește o seringă ca să tragi pe tot. Intră acolo. Și după ce s-a umplut, poți să treci la chestia asta. Sperăm că nu mai e nevoie de carcasa asta, pentru că acum e un suport pentru ruj. Boom! După ce s-a întărit, ai terminat! A sosit momentul. Ok, dă-o încoace, Sunny! Bine. N-am apucat să-mi rujez buza de sus. Mersi, acum e rândul meu. Dar eu nu o să fiu atât de evidentă. Super isteață treaba, nu-i așa? Și reușesc să mă dau și pe buza de sus. Forma e chiar simpatică. Ce? Ești genială, Sunny! Oh, wow! Era frumos dacă mă avertizai! În fine! Ok, elevi! Vom da un foarte dificil test! Ați înțeles? Atât de dramatică! Pregătiți-vă creioanele! Cum să știu eu chestiile astea? Nu-i rău. Trebuie să fie o cale de rezolvare. E timpul să-mi folosesc pixul special. Ok, pixul foarte special. Pixule, examinează ecuația. Ce se întâmplă acolo? Poftim? Hei! Da! Șt! Jake! Scuze! Să zici cu asta. Copii! Mai multă baftă data viitoare! O să folosesc ce-am la mine! Fă-ți treaba! Din nou în acțiune, frate! Ia te uită! Ce naiba? Jake, dă-l încoace! Serios? Hai, frate! Nasol, Dar nu mai am altceva? Nu s-a terminat. Aruncă-mi popitul. Mersi, încercarea moarte n-are. Unde e zona aia specială? Bingo, ia să vedem. Poftim? Wow, e incredibil. Serios? Mi-a ajuns. Stați, o să scap de chestia asta. Gata, a dispărut. Hei, ia uite ce copiuță are Sunny. Trebuie să pun mâna pe ea. Hei, cum fac chestia aia? Telefonul? Trucul ăsta e mai simplu decât ai crede. Vezi? Poftim! Da, mersi! Sper să nu fiu prins iar. Pot să navighez și prin husă? Chestia asta e super utilă! Nu mai vorbiți! Bun! Am păcălit-o! O să luăm 10! Oare cum mi-ar sta cu inelul ăla? Nu-i rău! Interesant! Cum se scrie cuvântul Pangea? Sunt mai interesată de prânz, sincer! Știu ce-mi poate potoli foamea până atunci! E plin doar de ambalaje! Eu și pofta mea de mâncare! Se pare că trebuie să aștept! Sau aș putea da atacul în proviziile mele secrete! Mi-ai salvat viața! Salut, sandvișule! Și pe ăsta l-am mâncat! Deja e ridicol! Nu o să mă satur cu astea! Acum chiar mi s-a făcut foame! Stai așa!
Oare astea mai sunt bune? Au fost bune inițial. Ce naiba face Rosie? Ce e în capul meu? Foamea mi-a încețoșat creierul. Dar vremurile disperate necesită măsuri disperate. Vino încoace, micuțule. Te rog, nu mă omorâ. E doar un fleac. Hei, Rosie? Rosie? Nu! Nu mesteca o gumă veche oricât de foame ți-ar fi. Hei, am nevoie de aia. Eu nu ți-am stricat ție mâncarea. Trebuia doar să mă întrebi. Ăsta o să-ți țină de foame. Pare a fi balsam de buze, dar are gusta cu totul altceva. Mai bine încercam guma aia. Ai încredere în mine, bine? Miroase destul de bine, așa că o să iau o guriță. Ce gust bun are! Ce produs cosmetic e ăsta? O să ai nevoie de o bucată de brânză și de un tub gol de balsam de buze. Împinge tubul în bucata de brânză. Astfel, când îl vei scoate, va fi plin de brânză delicioasă. Nu uita să-i pui capacul. E genial! Acum am nevoie doar de biscuiți sărați. Bine că am adus două. Prietenele care mănâncă împreună brânză rămân prietene. Mai sunt câteva minute de pauză, ceea ce înseamnă că e momentul să mănânc ceva. Frumos! Am adus și eu niște dulciuri. Nu mi-aș strica deloc o porție de zahăr. Of, nu mai contează. Bună ziua! Puteți strânge gustările? Bine! Dacă trebuie. Sper că v-ați făcut toți temele. Pare preocupată. Am nevoie doar de o guriță. Poftim? Fără mâncare la ore? Doar o admiram. Unde rămăsesem? Cum face Rosie asta? E o metodă genială. Trucul clasic cu mâneca. Asta ar trebui să-mi țină de foame. Eu nu pot face la fel cu brioșa mea. În ce aș putea o ascunde? Oare în peria asta de păr? Cred că ar merge. Ce e? Psst! O să-ți arăt un secret. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Clar suntem pe aceeași lungime de undă! De la o parte dinții periei de păr și pune în loc brioșa. Mai ții minte astea? Dacă rupi unul în două și îl înfigi în brioșă, la final vor semăna cu dinții unei perii, vezi? N-o să bănuiască nimic! Deja îmi lasă gura apă! Poftim? Madison? Îmi descălcesc părul, doamna. Vedeți? Oh, cred că am nevoie de ochelari noi. Iar văd brioșe peste tot. Bon appetit! Cine are nevoie de pauze când poți mânca la ore? Bravo, dragă! Băgați toate dulciurile în cutie! Sper că sunteți fericită! Sunt încântată! Următorul! La 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 la! Stop! Nu ai voie cu dulciuri la oră! Serios? Credeam că semnul ăla era mișto! E o glumă, nu? Ascultați piesa asta! Nu cred că ar trebui, dar bine! Doar de data asta! Oh, e tare! Îmi place! Eram sigur că o să vă placă! Ok, ne vedem la oră! Stai puțin! Nu mă păcălești așa ușor! Nu ai voie cu dulciuri! Nu vreau să-mi arunc cadeaua! Melodia asta m-a înveseleat! Acum ea mi-a stricat tot cheful! Stai puțin! Am o idee! O să-mi topesc cadeaua!
Apoi am nevoie de seringă. O să umplu seringa cu acadeaua topită. Trebuie să mă mișc rapid. Nu vreau să se întărească. Am nevoie de carcasa de la AirPods. O să injectez lichidul în carcasă. Seringa ușurează lucrurile. Acum trecem la următoarea. E perfect! O să închid carcasa și o să aștept să se întărească lichidul. Sper să funcționeze. O să-mi bag căștile wireless în urechi. Trebuie să par convingător. Din fericire, am talent la dans. Ah, super! Dansează în continuare! Vedeți? Nu am dulciuri la mine. Pot intra. La 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 la! Fiu, am reușit! Un deliciu! Mingea e în aer și Jared o prinde! Genial! Ha? Ce e? Ah, am uitat de tema pentru acasă. Ce plictisitor! Dar trebuie să o fac! Sau aș putea mânca ceva dulce? A fost o decizie grea! Sunt delicioase! Ador dulciurile! Wow! Ia uite! E ca o pictură! Dacă le așez așa, formează o imagine! Mi-a venit o idee! O să aranjez geleurile pe pânză. Apoi o să folosesc geleuri de altă culoare. O să fac un triunghi și o să-l umplu cu geleuri. Apoi o să-i adaug câteva detalii. E pepene din geleu! E cea mai reușită lucrare a mea! Trebuie să plec spre școală. Nu te mișca! Dacă ai dulciuri la tine, o să le găsesc! Ha? Ce se întâmplă aici? Hai odată, nu vreau să întârzi! Oh, și tu ai pictat tot o felie de pepene? Ai o acadea? Te-am prins! Eram sigură că o să funcționeze! Dispar din fața mea! Nu o să fie deloc ușor să intru! Eu n-aș aduce niciodată dulciuri pe furiș la oră! Ok, acum chiar par dubios! Hai, descanați-mă! Nu am nimic de ascuns! Ok, ești curat! A funcționat! Adică, mersi! Nu-mi vine să cred că mi-a depistat acadeaua! Nu mă vede nimeni! Acum pot mânca ceva dulce! Dați-mi lucrările! Hei, aveam nevoie de ea! E timpul să vă jurisez! Abia așteptam să mănânc ceva dulce! V-ați descurcat excelent, copii! Sunt mândră de voi! Dar pot exista un singur câștigător! Nu e ușor deloc! Dar cel mai mult îmi place lucrarea lui Jared! Felicitări! Ha? Serios? Am câștigat? Da, vin aici! Wow, extraordinar! Vreau să le mulțumesc părinților mei și, evident... Stai, primesc un trofeu? Wow, florile mele preferate! E minunat, Jared! Mulțumesc foarte mult! Wow! Are gusturi îngrozitoare! Recunoaște, este invidioasă! Poate data viitoare ai mai mult noroc, cred că meriți ceva bun! Asta da artă! E o capodoperă! Cum aș putea să trăiesc fără machiaj? Mai ales fără luciul meu de buze preferat! Nu mă mai satur de el! Dar nu toate rujurile sunt la fel! Madison și-a pierdut cumva mințile? Hei! Din al meu nu iese nimic! Are gust de o travă! Ce fel de produs de machiaj e ăla? E sirop, vezi? Exact! Există și machiaj comestibil! În regulă, ce ar trebui să gust mai întâi? Am atât de multe bunătăți! Abia aștept! O să le mănânce singură pe toate? Uite! Wow! Madison? Da? Îmi dai și mie un pachet? Ok! Poți lua biscuiții ăștia! Mersi! Și pentru mine? Bomboane cu gust de piersică! Pot să te ajut cu ceva? Te rog! Serios? Bine, poți să le iei tu! Ești cea mai tare, Maddie! Dar n-am terminat încă! Madison? Of! Ce mai vrei? Nu! Ai ochii de cățeluși! Cum te pot refuza când arăți așa? Poftim! Afine! E aroma mea preferată! Și acum mie nu mi-a mai rămas nimic! Rosie mi-a capturat tot arsenalul! Ce zi proastă! Sau guma mea de mestecat sub formă de gel! Ce bună e! Hmm? N-ai ce vedea aici? Ok! Am scăpat!
Trebuie doar să deghizez ăsta. Și mi-aș putea folosi crema de mâini. E timpul să rearanjez puțin etichetele. Ai la îndemână niște loțiune? Dezlipește eticheta și lipește-o pe tubul cu gel dulce. Nu va bănui că am ceva dulce aici. Îmi simt mâinile cam uscate. Se rezolvă cu puțină loțiune. Ce faci acolo? Ce? E loțiune de corp, vezi? E cam lipicioasă, ce-i drept. Dar, hei, am nevoie de ea. Dacă spui tu... Vai de mine, cum scap acum de chestia asta? Uitați, am terminat testul. Serios? O să fiți impresionată. Mai vedem noi. Bine, bravo! Arată-te normal! Mulțumesc! Ce ai pe față? Poftim, nu știu la ce vă referiți. Te-ai machiat? Nu, eu o să plec. Stai, întoarce-te! Nu am farduri. Ciudat! Poți să pleci. Mă simt bine. Wow! De ce arată atât de bine? Așa arăt eu în mod natural. Iar știele adevăratul secret. E timpul să derulăm înapoi. E ocupată. Noroc că m-am gândit la asta mai devreme. Ia o gumă de șters și taie un colț cu o foarfecă. Ne trebuie doar o bucățică. Apoi pune lipici pe un bețișor de urechi și apasă guma pe bețișor. Apoi colorează guma cu tuș de ochi. Acoperă total guma. Gata! O fac! O să-mi dau cu guma pe pleoape. Acum și pe celelalte ochi. Perfect! Bine, bravo! Merit un 10 pentru asta! Unde să mă așez? Banca aia arată bine! Nu, nu sta acolo! Trebuie să fiu rapidă! La o parte! Mișcă-te, tocilarule! Asta e banca mea! Eu am venit prima! Găsește un alt loc în care să stai. Vorbești serios? Ok, s-o facem. Vino aici. O să-ți o iei. Piatră, foarfecă, hârtie. Start! Ah, da. Da, am câștigat. Scuze, fraiero. Ashley e îngrozitoare. O să plângi? Asta e banca ideală. Fix lângă dosare. Ia un dosar și decupează-i coperta de pe spate. Pune lipici pe dosar. Aplică de sus până jos. Apoi pune dosarul pe lateral și lipește pe el un dosar tăiat. Fă la fel cu mai multe dosare. Apoi lipește în capăt un alt dosar tăiat pe jumătate. A fost o idee grozavă! Stocul meu secret de farduri! Am tot ce-mi trebuie chiar aici! Am avut nevoie doar de un strop de creativitate. Trebuia să stau fix aici. Trebuie să arăt bine la ore. Și acum arăt. Nu se poate! Cum? Invidioasă? O, nu! Alea sunt farduri? Unde-mi sunt ochelarii? Căutam carioca asta. Credeam că... Nu mai contează. Ador fardul ăsta de ochi, e atât de drăguț. Sunt atât de adormită. Trebuie să-mi pregătesc lucrurile. Hei! Credeam că ești o fantomă. Foarte amuzant. Ești atât de palidă. Mă rog, sunt prea obosită pentru așa ceva. Poate că ar trebui să o ajut. Trebuie să fie pe aici ceva ce ar putea folosi. Aha, chestia asta o să-i fie utilă. Uită-te la ea. Hei, trezește-te! Ce mai acum?
pot să iei chestia asta. Lipici? Wow, ce drăguță ești! Toarnă puțin! Ok, dar știu ce e lipiciul. Ha? Ce se întâmplă? E fond de ten? Ce fel de vrăjitorie e asta? Poftim! Folosește-o pe asta! O să te ajute să arăți mai uman! Ok, dar sunt atât de confuză! Ia o sticlă goală de lipici, curăț-o și scoate-i capacul! Ia-ți fondul de ten preferat și umple sticla de lipici cu el! După ce ai terminat, pune la loc capacul! O rezervă de fond de ten pentru urgențe! Ah, m-am prins! Mersi! Nici o problemă! E mult mai bine! Cum arăt? Grozav! Poftim! Sofia! Ți-am adus dulciurile preferate! Avantajele de a fi colega ta de bancă! Să-mi scot chestiile aici! Sper să nu fie prea plictisitor azi! Clar am nevoie de niște zahăr ca să încep! Mersi, dragă! Ambalajele astea sunt dubioase! Haide! Zici că e sigilat! Și când Pangea s-a despărțit? Serios? Regulile nu înseamnă nimic pentru voi, copii? O, doamne, poartă-te normal! Poate că asculți! Ce se întâmplă aici? Bomboane, nu? Nu poate să le ia! Jur că mi s-a oprit inima! Unde rămăsesem? Adulții sunt așa de nedrepti! Balsamul ăla de buze arată ca bomboana mea! Au aceeași dimensiune! Ia să văd! Întâi deschide balsamul de buze! Folosește o lingură ca să scopești balsamul! După ce e goală, bagă acolo bomboana! Ascunsă perfect, vezi? De ce nu m-am gândit la asta? Wow! E genial! Delicioasă! Ai salvat situația, dragă! Cum spuneam? Să dăm pauză! Ce ipocrită! Ora asta ține o veșnicie! În sfârșit o pauză! Testele astea mă fac să poftesc la un lucru! Ai ghicit, guma mea prețioasă! Chiar și mirosul e uimitor! Te rog, nu face zgomot! Cu grijă! Aproape am scăpat! Încă puțin! Nu! Ce? Guma? Vreau una! De asta mi-era teamă! Poftim, mulțumiți! Niciuna rămasă pentru mine? Trebuie să mai cumpăr de-astea! Dar am altă idee! Scoate partea de sus a markerului tău și scoate cerneala! Apoi bagă acolo lamele tale preferate! Deșteaptă treabă, nu? Acum nimeni nu bănuiește cam ceva! Vezi? Făcută ca un șoricel! Nu-i nimic aici, prieten! Mișto ore azi, nu? Hei, Eli! Uite! Da, Madison! Am și eu un tub de lipici! Nu! Uite-l fără capac! Ah, lipiciul tău e roșu! Al meu e doar transparent! Nu, Eli! Uite! Nu e lipici! Pot să scot așa de mult! E așa de elastic și amuzant! Mișto! Aș fi vrut și eu să mă joc cu un slime! Pot să-l întinzi așa de subțire? E timp!
timpul să ronțăim! Iu! Ai mâncat slime-ul? Delicios! Madison, nu mai mânca! O să te îmbolnăvești! Nu te teme, Ellie! Nu e slime! Uite! Am luat un tub de lipici și am scos tot lipiciul! Perfect! Nu mai e lipici! Acum, niște ursuleți gumați o să-i topesc cu uscătorul meu de păr! Oh! Încep să se moaie! Ce distractiv e! Ok! Acum vine pasul următor! Am nevoie de tubul de lipici și de jeleurile topite! E timpul să turnăm! Oh, e ca o vilă mare! Umple-l până sus! Gata! Acum capacul! Pare un lipici obișnuit! Uite, Madison! Mi-am făcut unul! Ia uite ce umplutură elastică și gumată! Privește-mă cum o strâng printre degete! E timpul să mănânc! Hei! Hai să le unim! Cred că o să se întindă la nesfârșit! Să luăm o gură! Ce se întâmplă acolo? Ah, nimic! E doar lipiciul nostru! Lipici? Nu are niciun sens! Ups! Mi-e foame! E timpul pentru gustările mele! Ce? Ok, am nevoie de un suc! Stai! Unde mi-a dispărut sucul? Poate sunt doar confuz! Poate niște chipsuri! Stai! Unde dispare totul? Jake! Of, corect! Mi-amintesc! Fără gustări la ore! Acum ce mă fac? Stai! Ia ce mănâncă? Nu are nicio gustare! Hei! Unde-i mâncarea? Ce? Ăsta-i doar un caiet! Nu! Uită-te la el! Ascultă! Ia un caiet obișnuit! O să ai nevoie și de un cuțit! Acum o să încep să tai! O să tai un pătrat mare! Acum scoate toate paginile tăiate! Uite! Spațiu pentru toate bomboanele tale! Potrivire perfectă! Acum închide-l! Voila! Servește! Oh, ce bună e! Ai grijă, vine proful! Aveți ceva mâncare pe aici? Ah, se pare că nu! Of! Stai! Ai dulciuri la tine? Wow, te pricepi! Hei, sunt gata de petrecere! Mai avem puțin! Ups, cred că ne-a depistat! V-am prins! Stați pe loc! Sigur că da! Nu vrem să avem probleme! Seară frumoasă! Cum a știut? Parcă ar avea superputeri! Avem nevoie de un plan nou! Cred că am găsit o soluție! Unde pleci? De ce facem mereu asta? Stai așa! Cred că aș putea folosi asta! Pare o curea simpatică, dar n-am terminat încă! Pot folosi dulciurile astea! O să le atârn de ghirlandă. O să continui așa de jur împrejur. Ce rezultat colorat! Aș putea fi fashion designer? Gata, am terminat! Ghici unde am ascuns dulciurile? Îți dau un indiciu, sunt sub dereta asta. Nu aș fi ghicit niciodată. Uite ce fustă am! E în tendințe? Hai să mergem! Ador jobul ăsta! Poți să speri zilnic lumea? Hei, am venit la petrecere! Ia să vedem! Te rog, nu ascunde nimic! Nu poți avea niciodată prea multă grijă! Deci pot intra? Distracție plăcută! Mersi, frate! Care-i faza? Ce-s astea? O perucă! Sunt Kiel! Asta e cea mai bună idee care ți-a venit? Nu trebuie să fii așa răutăcios! Seară bună! Serios? Wow, ce atmosferă super! Ce bine arăți, Molly! Mi-a confiscat dulciurile! Nu știu cum le-a depistat! Naibai, îți dau de la mine? Oh, mersi! Am destule pentru toată lumea! Super! Mersi!
Nicol, ești cea mai tare! Ce bine arată! Excelent, Molly! Chiar ai talent! Oh, vai! O să am coșmaruri de la asta! Ha? Sigur a spus-o ca pe un compliment! Aș mânca ceva! Psst, Molly! Psst. Ce relaxant e! Incredibil! Există o singură soluție! Hei! Au! De ce ai făcut asta? Fii atentă! Creioane! Wow! Nu! Uite! Ascund o surpriză delicioasă! O delicioasă napolitană cu ciocolată! E o idee bună, nu-i așa? Știu că mă invidiezi! Nu cred! Ia uite! Eu am o ciocolată întreagă! Wow! E atât de frumoasă! Știu! Și e numai a mea! Abia aștept să o mănânc! Ce bună e! Ți-ar plăcea garantat! Ok, așa deci! Pot eu să fac asta? E timpul pentru o porție uriașă de creioane! Ce n-ai? Ce-i aia? O acadea uriașă și e numai a mea! Dulciuri? La ora mea? E un cadou pentru a vă mulțumi! Mă bucur că sunt apreciată! Abia așteptam să o mănânc! Oare crede că sunt proastă? Sportul e important! Oh, yes. Uf, sunt obosită și urăsc asta! Da, bravo pentru antrenamentul intens! Ura, sport! Acum niște genoflexiuni! Excelentă genoflexiune, Madison! Acum abdomene! Unu! Doi! Ce-i asta? Fără abdomene? Bine, înapoi în picioare! Trebuie să iei sportul mai în serios! Scuze! Stai! Am o idee! M-am întors cu maieul ăsta de sport! Sunt gata să iau sportul în serios! Oh, wow! Ia uite ce abdomen lucrat ai! Ești într-o formă impresionantă, Madison! Abdomenul meu e de fapt din dulciuri! Să faci sport e delicios! Ciocolata e un antrenament mult mai bun! Da, mă antrenez intens! Ok, am înțeles! Da, are sens! Doar îmi rod șnurul, nu-i mare lucru! Jake, mănâncă ceva? Trebuie să mă uit mai atent! Pare a fi șnurul lui! Stai! Ce chestia aia? Ăla nu e un șnur! Jake! Fără dulciuri la ore! Bine, scuze! Și acum? Tot mi-e foame! Cred că am o idee! Iau doar o gură de apă! Apa asta e așa delicioasă! Adică răcoritoare! Jake! Te văd! Nu poți mânca dulciuri nici din paharul tău! Ok, fie... Serios, întoarce-te la treabă! El mereu își roade pixul ăla! Mi-a dat o idee! Gata! E timpul pentru dulciuri! Îi scot capacul markerului meu și apoi scot partea cu cerneală. Să nu uit de vârf! E mai mare decât mă așteptam! Să nu uit să-l curăț! Următorul pas, dulciurile! Introduc tot geleul în marker!
se potrivește perfect. Apoi pun capacul la loc. E gata! Super! Un marker cu dulciuri! Ce bun e! Aș putea mânca asta toată ziua! Jake! Ce mănânci? Nu mănânc! Doar rod markerul ăsta! Ca dumneavoastră! Ah! Cred că ăsta e ok! Fie! Ok, nu pot să cred că a mers! Asta e clar ora mea preferată! E important ca pizza să fie rotundă! Desigur, pizza rotundă! Genial! Ingredientele trebuie să fie proaspete, desigur! Ingredientele proaspete sunt cele care fac pizza proaspătă! Convingeți-vă singuri! Wow, pizza! Asta e cea mai tare oră! Ha, pizza, te iubesc! Ce? Ce s-a întâmplat cu pizza mea? Nu! A fost doar un vis! Stai! Jake își mănâncă guma de șters? Poate că încă visez! Să mă uit mai bine! Pare o radieră obișnuită! Și merge ca o radieră obișnuită! Jake, cum de ți-ai mâncat radiera? Doar un capăt e gumă de șters! Celălalt capăt e ceva dulce! Celălalt capăt e ceva dulce? Chiar e dulce! Bezea! E și ușor de făcut! Doar iei radiera și o împingi! Apoi ai nevoie de o bezea! Încape perfect și arată ca o radieră! Da! Bezele la fiecare oră! Bezele toată ziua! Știi ce ar face ora mai interesantă? Hei! Vrei și tu? Proful nici nu o să observe. Clar vorbește mult. Mă scuzați? Vine? Poartă-te normal! Salutare, profule! Te rog, nu bomboanele mele! Ce ne-ai simțit? Nu te îngrijora! Sofia? Nu vreau să risc! Sofia! Serios, nu vreau să intru în bucluc! Mai multe pentru mine atunci! Mai bine mă concentrez! Stai puțin! De ce nu m-am gândit la asta până acum? Am cea mai tare idee! Începe cu un suport de creioane ca ăsta! Apoi trasează-i fundul! E timpul să decupăm chestia aia! Pune lipici cald în mijlocul cercului! Un model în zigzag merge bine! Apoi lipește-ți creioanele punând capetele în jos! Perfect! Acum suportul de creioane! După ce bomboanele sunt în interior, se pun creioanele de fațadă! Gata! Vrei să o iei pe prima? Albastra e preferata mea! Acoperă-le până nu le vede proful! Ne pricepem să fim și rete! E timpul pentru runda a doua! Stai pe loc! Nu pot să intri cu mâncarea și băutura aia! Dar gustările mele... Ce mă fac? Ha! Ce e ăla de acolo? Da! Acvariul ăla-mi dă o idee! Bun! Am punga mea cu Sprite! Arată ca apa! Și am rechinul meu din jeleu! Intră acolo, peștișorule! Oh, ăsta e peștele meu de companie! Voi, ce drăguț! Intră!
eu și peștișorul îți mulțumim! Stai o secundă! E timpul pentru o gură! Mmm, ce Sprite pentru pește delicios! Hei, ce faci? Ah, oh, scuze. Cred că auzeam chestii. Era cât pe ce? Iar e sunetul ăla! Pot să jur că aud zorbituri! O să o prind în fapt de data asta! Aha, stai! Ce faci? Nu! Nu-ți mânca peștele! Oh, nu! Ups! O să mai iau o gură! Da, da, noi suntem! Ce bine arătăm! Mă bucur că am cumpărat aparatul ăsta de vânt artificial! Wow, ce bine arată! Sunt cei mai tari! Ce ai spus? Wow! Ce eleganți sunt! Salutare, tocilarilor! Stai așa, am o șuviță rebelă! Bună! Îți plac hainele mele? Ești atât de atrăgător! Asta e ultima modă la Paris! M-au rugat să le fiu model, dar sunt prea ocupată! Îmi dau seama, sigur ai o viață ocupată! Oh, mi-am adus aminte! Asta e pentru voi! Ce e? Mai contează? Hai să-l apăsăm! Wow, sunt băiat rău! Ce interesant arătăm! Mama ar fi atât de dezamăgită! Nu mai avem nevoie de astea! Hai să începem! Hei, ce se întâmplă? Cu ce suntem îmbrăcați? Uite, hai să mergem! Ești gata? Da! Oh! Ce drăguțe sunt! Fix de astea aveam nevoie! Eu vreau asta! Sunt destule pentru amândoi! Oh, ce strălucește! Să mergem! Matthew, nu e corect! Ah, n-a mai rămas nimic! Ce haine diferite! Dar sigur le putem asorta cumva! Îmi place! Cum arăt? Matthew? Cred că-mi stă bine îmbrăcat așa! Dacă spui tu... Ah, fii atent! Trebuie să purtăm uniformă! Oh, prima provocare! O să trag cu ochiul înăuntru. Vezi ceva? Uite butonul! Testul începe acum. Trebuie să ajungem la el. Cu ce sunteți îmbrăcați? Vi se pare, visați. Au, gâtul meu! Wow! Ce naiba! Ce de culori au pe ei! Nu-mi vine să cred! Aveți grijă! Ne cam stropiți! N-am văzut atâta lipsă de respect în toată cariera mea! Cred că s-a supărat. Nu! Da, n-a mers deloc conform planului. Ce facem acum? Stai așa. Acum a devenit personal. Oh, trebuie să mă ascund. Mi s-a părut că au ceva. Încetişor, fără mișcări bruște. Până acum e bine. Parkour! Ajutor! Cred că am reușit. Stai cât mai lipit de podea! Hei, ai grijă! Fă liniște! Aproape am ajuns la buton! Cu ce te pot ajuta? Ce faci aici? Uite cum arăți! Trebuie să fac ceva! Nu-i bai, știu cum să te salvez! Oh, nu! Nu vreau să văd asta! Abia aștept să explic situația domnului director! Poftim? La atac! Nu! L-am apăsat! Ce copii enervanți! Unde au dispărut? Wow! Era să ne prindă! Ce tare a fost! Hei, ce e asta? Accesul interzis pentru Matthew? Îmi fac treaba cât se poate de serios! Nu o să intre niciun Matthew aici cât timp sunt pe poziții! Dar pe mine mă cheamă Matthew! Nu e corect! Nu e bine! Mami! Ce faci? Nu bea aia! Dar arată bine! E fructat! Lasă un gust plăcut în gură! Matthew, oprește-te! Se întâmplă ceva! Te micșorezi! Wow! Ce tare! Îmi place la nebunie! Ai grijă ce faci! Ce drăguț ești! Nu, nu sunt o jucărie! Nu, mă gâdili! Stai liniștit, am un plan! Mucul ăsta nu vrea să iasă deloc! Hei! Pot să intru? Regula spune că Matthew nu poate intra. Vreau să văd ce ai sub șapcă. Nu e ceea ce pare.
Bună, ce faci? Matthew, dispar de aici! De ce ai făcut asta? Nu eu am făcut regulile, domnișoară? M-a durut! De ce a reacționat așa violent? Ești bine? Eram sigură că o să funcționeze. Îmi pare rău. Nu-i bai, cred că trebuie să ne lăsăm pe gubași. Sau nu? Știu ce pot face. L-am oprit pe Matthew, mă doare mâna. M-aș simți mai bine doar dacă aș intra în parcul de distracții. Stai puțin, încerc să mă păcălești iar? Ce ai aici? Nu o să funcționeze, nu mă mai împinge, amice. Trebuie să verific pe toată lumea cu atenție. Matthew e ingenios, dar poți intra. Mersi mult. Încă un client fericit. Matthew nu a intrat. Am intrat. Poți ieși. Bravo, Mickey. Acum pot reveni la normal. Cum ai făcut asta? Nu știu, dar e super tare. Uite ce am eu. Butonul. Hai să-l apăsăm. Yuhu! De data asta unde am ajuns? Oh, nu! Sunt la închisoare. Nu-mi stă bine deloc în haine portocalii. Nu e bine deloc. Mor de foame. Oh, hei, îmi dați și mie câteva? Nachos, super. Un nu, doar băieții buni au voie. Stai, semnul ăla spune că mâncarea e interzisă. Serios? Încalci regulile. Nu e corect. Îmi strici pauza de nachos. Am nevoie de ajutor. Hei, Matthew, mă auzi? Mama? Stai, de unde se aude? Nu cred că e de la ceas. Casa asta e bântuită cumva? Ce ar trebui să fac cu asta? Au! Ce amuzant! Matthew, eu sunt! Trebuie să mă ajuți! Sunt la închisoare! Nu țipa atât de tare! Mickey, tu ești? Cine altcineva? M-am săturat! Hei, folosește asta! Serios? Chiar trebuie să fac totul de una singură? Ce ciudat! Hei, Mickey! Am nevoie de niște gustări, dar gardianul e cu ochii pe mine! Stai, gardianul? Ești la închisoare? Așa deci, am înțeles! Poți conta pe mine, sunt as în domeniul deghizării! Mă, gâdilă! Ce mult îmi place culoarea asta! Adică, lumea a râs de mine când am cerut produse de machiaj cadou de ziua mea! Dar cine râde la urmă, râde mai bine! Mai am nevoie de ceva! Ce drăguț să mă simt! Trebuie să exersez mersul pe tocuri! Cum reușesc fetele să facă asta? Încetişor! Trebuia să fi purtat ceva fără toc! E timpul pentru spectacol! Hei, frumosule! Ești atât de frumoasă! Cred că m-am îndrăgostit! Ce drăguț ești! M-am plictisit! Vreau ceva de mâncare! De ce ia atât de mult lui Matthew să-mi aducă ceva? Vrei să ieșim la cină într-o seară? Sigur că da, mai ales dacă te îmbraci cu uniforma asta. Aș face orice pentru tine. Stai puțin, m-ai păcălit. Dar cum? M-au păcălit ochii ei de vis. Nu ești nici primul, nici ultimul. Vreau ceva dulce. Ce ciudat, pot să te ajut cu ceva? Vezi ce am în sandale. Ce grețos. Stai așa, au tocuri false cumva? Ce idee genială! Wow, e ceva înăuntru! Sunt bomboane! Ești cea mai tare! Noi, fetele, trebuie să ne apărăm spatele una alteia! Fix de asta aveam nevoie! Wow, arată delicios! Nu ai voie să mănânci bomboane! Te-am prins! Corect, sunt prins cu cătușe de raftul ăsta! Mulțumesc foarte mult! Hai să te scot de aici! Și cu tine ce facem? N-am văzut nimic, promit! E timpul să evadăm! O să apăs pe buton! Nu plecați nicăieri! Era o fantomă, dar nu s-o uit niciodată, o să trăiască pentru totdeauna în inima mea! Păcat că nu știu să cânt la chitară! Hei, pot să te ajut cu ceva? Aloha, am venit la petrecere! Intră! O să-ți cânt rapid ceva! Nu-i nevoie! Nu e chiar așa greu! Acum unde sunt? O petrecere hawaiană? Pare o idee distractivă, dar nu am voie să intru cu mâncare și băutură! Serios? Ce n-ai... Astea de unde au apărut? Ce meserie genială am! Cât de greu poate fi? Nu o să bănuiască nimic! O să ascund dulciurile în haine! Ce deșteaptă sunt! Nu mai am loc! Nu mai contează! Cred că sunt gata! Wow, ce talentat ești! Pot să intru! Sigur, după ce verific că nu ai mâncare la tine! Scannerul ăsta nu m-a dezamăgit niciodată! Stai, ai ceva de mâncare aici? Nu poți intra! Nu te las să intri la petrecere! Ce zi lungă! Mi se face somn! Nu-mi vine să cred că mi-a găsit dulciurile! Dar nu mă las pe gubașă! Am o idee! Și am nevoie doar de moneda asta! O să mai încerc o dată! Hei! Asta e pentru tine! Încerci să mă mituiești?
E o monedă adevărată, dar nu mai contează. Deci, pot intra? Nu. Serios? Trebuie să găsesc altă soluție. Aha, știu. Am nevoie doar de câteva accesorii. Ia să vedem. Oh, da, simt cum arde. Wow, se vede că faci sport. Deci, pot intra la petrecere? Stai puțin, ce-i asta? E o bezeamoale cumva? Serios, ăsta era planul tău? E cam greu de mestecat. Stai! Ce grețos! M-am săturat, există o singură soluție. Nu, oprește-te, ce-ai pățit? N-o să mă oprești niciodată, nu funcționează. Wow, își face meseria bine, nu glumă. Stai, serios? Hei, Sunny, ce bine arăți. Trebuie să fiu super atent. Ce situație enervantă. Dar știu ce pot face. E timpul pentru o transformare. Ce părere ai? Am făcut o fustă din dulciuri. Arată bine și e genială la gust. Îmi cer scuze pentru mai devreme. Iar facem asta? Nu am nimic de mâncare la mine, promit. Vreau să-ți spun un singur lucru. Distracție plăcută la petrecere. Vorbești serios? Hai, intră. Ce mult îmi place cântecul ăsta. Uite ce mișcare am. Hey, Matthew. Mickey, ai ajuns. Uite ce fustă am, conține dulciuri. Super idee, nu-i așa? Asta e pentru tine. Ce bună e. Oh, mi-am adus aminte. Și ochelarii mei sunt comestibili. Ce tare. Asta da petrecere. Știu, e super. Matthew, uite, butonul. Chiar mă întrebam când o să apară. Hai să mergem. Ce bine arăți, Alex. Hei, ce s-a întâmplat cu muzica? Stop, nu ai voie cu produse de machiaj aici. Dar poți intra dacă ești însărcinată. E gata să nască. Și eu la fel. Am scăpat? Super, a funcționat perfect. Urmăriți și învățați. Trebuie să plec. Oare de ce mă chinui să fac sport? Dar cei 10.000 de fani nu știu asta. Hashtag ridic gantere. Să curgă like-urile. Ăsta cine e? Pare supărat. Ups, gata, gata, le ridic. Simte arsura în mușchi. Clar ceva a luat foc. Hai, continuă. Vreau să te văd transpirând. Așa, ridică picioarele. Mai am mult? Mă întorc imediat. Sigur, du-te la baie. Aș putea să fac un selfie. Sau poate nu. Nici măcar nu-mi pot retușa machiajul. Dar am voie cu băuturi? Știu. Ia un pahar de hârtie și dă-i capacul la o parte. Vezi fardul ăsta? Bagă-l în pahar. Apoi, o pensulă. Intră perfect în pai. Bagă paiul prin capac. Ți-e sete? Rămâne secretul nostru. Acum e mult mai bine. Hei! Beau ceva rapid. Hidratarea e foarte bună. Acum întinde mâinile și flexează genunchii. M-am plictisit îngrozitor. Ce scobitoare idiotă. Ce breton frumos am. Oare ne păzește cineva? Hei, Lily! Ce e? Vrei să evadăm? Evident, da, vreau. Brian, stai. Ce e? Periuța mea de dinți. Super. Stai. Nu pot trăi fără astea. Aoleu, așa arăt? Nu pot evada arătând așa. Ce a fost asta? V-am prins. Aia e cumva o cărtiță? Ai auzit vreodată de ruj? Acum chiar mă simt dezgustătoare. Nu pot pleca arătând așa bine? Am nevoie de ruj, vezi? Nu-mi vine să cred. Nu e corect, ea are ruj.
Stai! Mi l-a aruncat cumva? Ai încredere în ea? Pare a fi un ruj adevărat! Dar nu vreau să risc! Mai întâi, toarnă lipici fierbinte pe un fierăstrău. Apoi, lipește mai multe rujuri pe lamă. Continuă! Acum suntem gata! Toate astea sunt pentru mine? Și ce nuanțe frumoase au! Adio, buze plictisitoare! Salutare, buze roz perfecte! Ok, acum putem pleca? Da, hai să evadăm! Școala are multe reguli. Care a fost preferata ta? Spune-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul acesta pentru mai multe clipuri grozave ca acesta.